acolo, spitalul asigură aceste uniforme pentru angajați și aceste uniforme vor fi personalizate și vor fiecare area de activitate va avea culoarea respectivă. Fiecare persoană va avea 3 rânduri de haine și toate personalizate. O firmă care s-a angajat să facă această activitate colectează hainele murdare și hainele curate, dezinfectate și călcate vor aduce înapoi și se pune în dulapuri. În primul și în primul rând trebuie să ne reprezinte imaginea profesională, să fie făcute în funcție de mărimea și fiecăruia și anul timpul în care ne aflăm, să aibă anumite caracteristici, materialul să fie antibacterian, să fie rezistent la manevre lavabile sau manevre de sterilizare. Și nu pot decât să salut inițiativa de a implementa acest sistem de cod al culorilor care va facilita identificarea unui cadru medical și a funcției acestuia. Vom fi uniformi, pacienții vor putea să distingă infirmierii, asistenții și medicii, le va fi mai ușor să comunice cu noi. Dorim să construim un spital, un spital care poate să fie lângă cetățeni, dar spitalul fără personal și fără un personal calificat și cu multă forță de muncă și încredere nu prea s-ar putea face. De aceea întărim tot ce înseamnă pregătirea personalului și suntem alături de ei.